Apar detalii incredibile din afacerea Camioneta, în care primarul comunei Ifovene Găneasa a fost reținut de procurorii de la crimă organizată. Edilul, dar și un consilier local s-ar fi ocupat de ascunderea unor camionete care ar fi fost cumpărate de la un om de afaceri egiptean cu bilete la ordini false. Astfel s-a creat un prejudiciu de peste 5 milioane și jumătate de euro. Bogdan Borza este în direct cu noi chiar acum și vine cu mai multe informații. Bun găsit, Bogdan, te ascultăm! Bun găsit! 23 de percheziții domiciliare au fost făcute ieri în București, în Ilfov, într-un dosar deschis pentru anihilarea unui grup criminal specializat în fapte de înșelăciune. Prejudiciul calculat de anchetatori se ridică la 5,6 milioane de euro. Mai exact, în cursul anului 2021, un cetățean egiptean împreună cu alte 3 persoane au constituit un grup infracțional organizat la care ulterior ar fi aderat alți 3 membri pentru o înșelăciune care ar viza un alt egiptean cu afaceri în România, dar care stătea mai mult în țara de origine. Membrii grupului au contactat mai multe lucruri, printre care produse agricole, și vorbim aici de 2500 de tone, dintre care s-au livrat doar o parte și mai exact puțin peste 1100, și de asemenea ar fi încheiat un contract și pentru 220 de vehicule, din care au fost livrate doar 80. Pentru restul cantității au fost emise bilete la ordin. Surse din anchetă spun că printre aceste persoane se numără și primarul din Găneasa, Gabriel Nicolae, alături de un consilier. Cei doi sunt acuzați de tăinuire după ce ar fi ascuns o parte dintre cele 80 de auto utilitare, cu toate că știau faptul că acestea au fost obținute printr-o înșelăciune.